O nouă ediție a Târgului Hunătorea Antartă și Tradiție are loc în acest sfârșit de săptămână, în perioada 14-16 august, în curtea husarilor a Castelului Corvinilor. Produse tradiționale pregătite cu maestrie de producătorii hunădoreni, precum dulcețuri, compoturi, siropuri din diferite fructe, miere și alte produse apicole, dar și obiecte lucrate artizanal, pot fi achiziționate în acest sfârșit de săptămână de la producătorii din județul Hunedoara. Castelul Corvinilor este gazda acestui eveniment, iar directorul muzeului spune că este un bun prilej de promovare și sprijinire a producătorilor locali din județul Hunedoara. De asemenea, faptul că acest târg se organizează în curtea exterioară a monumentului reprezintă un prilej de promovare și pentru edificiul din municipiul de pe Cerna. Cei care vizitează castelul sunt convins că vor să și guste, ca cum am pus și pe pagina de net Hunedoara, adică tot timpul vrei să încerci specificul local. Asociația producătorilor de produse tradiționale și ecologice Hunedoara a dezvoltat brandul Produs în Hunedoara, pentru a putea primi în mijlocul lor atât meșterii populari și artizani din județ, cât și din alte județe. Un eveniment similar va avea loc și în ultimul weekend din această lună, respectiv în perioada 28-30 august.